Bună, sunt Marius Dragomir, medic veterinar și astăzi o să vorbim despre cum să ne întreținem câinii, cum să îi îngrijim. Suntem aici alături de campionii în sănătate și o să discutăm și o să abordăm lucruri super interesante și astăzi și pe un viitor. Ce trebuie să știm este că atunci când ne gândim la starea de sănătate a câinelui, sunt foarte mulți factori de luat în considerare. Prima dată, ca necesarul să fie atins pentru o stare bună, trebuie să ne gândim la vârstă, sex, specie și rasă. Sunt factori esențiali. Pentru că nu putem să hrănim un câine, de exemplu, de 6 luni, la fel ca un adult, nu o să putem să-l oferim aceeași mâncare. Dacă avem doi câini în curte de vârste diferite, nu putem să le dăm aceeași mâncare. Deci vârsta este un factor esențial, atât pentru mâncare, pentru deparazitări, vaccinări, toate sunt diferite. Același lucru legat și de sex, și de specie și rasă. Fiecare. Iar pentru a avea un animăluț sănătos, esențial este să fim la zi cu deparazitările interne și externe, pentru că sunt foarte importante. Sunt foarte mulți paraziți externi care pot transmite boli, care chiar să ne ducă animalul nostru de companie într-o stare foarte gravă, foarte repede. Parazitările interne, iară, sunt importante pentru că mai departe și dacă vrem să-i facem un vaccin, nu va fi organismul suficient de puternic și să răspundă la sistemul, la răspunsul pe care îl caută de la vaccin, la răspunsul imun. Este foarte important după aia să-l vaccinăm. De exemplu, până la 3 luni, puiul trebuie să aibă 4 vaccinuri făcute, după care, ca adult, din an în an, un vaccin polivalent. Am vorbit despre deparazitări, dar n-am vorbit pentru cele interne. Vă recomand ca odată la 3 luni să-l deparazitați intern. Sunt foarte multe produse pe piață. Iar pentru cele externe sunt ori pastile pe care puteți să le dați, adică pe cale orală, care unele au termen de o lună, altele de până la 3 luni, sau varianta spot-on, adică îi punem o pipetă, o picătură la ceafă, la fel cu aceleași precizări în funcție de ce produs folosim, de la o lună la 3 luni, să zic, protecție pentru animăluțele noastre. Specia iarăși este foarte importantă pentru că nu putem folosi aceleași produse pe care le folosim de la câini la pisici, de exemplu. Și rasele iarăși sunt anumite rase care, să zic, că sunt sensibile la anumite substanțe, deci trebuie să știm ce folosim. Dar astea fiind spuse, să vă zic și ceva mai practic. Haideți să ne hrănim animalul nostru, de exemplu, în sistemul bobițelor uscate, da? Dacă dăm mâncare uscată, e bine să-i dăm o mâncare super premium. De cele mai multe ori nu vă recomand să-i dați, aici depinde foarte mult și de statură. Am constatat de-a lungul timpului pentru că rasele de statură mică nu au nevoie de suplimente alimentare, dar, repet, dacă au nevoie, nu ezitați să vă duceți la medicul veterinar sau dacă aveți un dubiu, pentru că e mai bine să aveți un sfat de la un profesionist, pentru că, de exemplu, excesul calciului este mai dăunător decât lipsa acestuia. Rasele de statură medie, uneori există, să zic așa, nevoia de a da un supliment alimentar în creștere și mă refer la un complex de vitamine, un calciu, magneziu, fosfor, vitamine, poate chiar și o proteină. Rasele Giant. La Giant, în schimb, de multe ori apare nevoia de a da suplimentar aceste suplimente alimentare care sunt uneori necesare. După care avem, ce să zic, de deparazitare am vorbit, despre vaccinare am vorbit, despre igienă n-am vorbit. Esențial să îl spălăm. Câinele nu se spală mai des de o dată la 2 săptămâni cu șampon. Cu apă putem să-l spălăm în fiecare zi. Mergem, de exemplu, cu el afară, e urât, s-a murdărit, putem să-l spălăm cu apă fără probleme, dar nu mai des de o dată la 2 săptămâni cu șampon. Se schimbă pH-ul pielii, nu este un lucru de dorit. Starea mentală, iarăși, este foarte importantă pentru a avea o viață bună. Aici, succesul este, să zic așa, ușor de obținut. Dacă îl hrănim corespunzător și îl mergem cu el afară și ne jucăm, starea lui va fi una foarte bună. Deci e bine să-i creați o rutină, să-i dați mâncare la ore fixe, să-l hrăniți și să-l scoateți afară, pentru că el va învăța foarte repede rutina și va ști ce urmează de făcut, se va bucura când mănâncă, va ști că iese afară
automat știe că trebuie să-și facă nevoile afară și ați obținut iarăși un plus, că nu-și va mai face nevoile în casă. Jucați-vă cu câinele dumneavoastră și o să vedeți un plus și pentru dumneavoastră de bine și pentru câinele dumneavoastră. Acestea sunt principalele sfaturi pe care vi le-am dat astăzi. Dacă aveți ceva, să zic, oricând puteți să ne scrieți în comentarii, să ne dați în comentarii mesaj și noi vom răspunde și vom aborda teme pe care poate le considerați noastre importante. Cam acestea sunt. Mulțumesc!